Domnul și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Vreau să discutăm despre un subiect extrem de important, atât pentru fermieri, dar și pentru toți cei care trăiesc în România. Senatul României a adoptat proiectul de lege care stabilește noi reguli pentru vânzarea terenurilor agricole. Legea își propune să pună punct speculei cu terenuri agricole și să stopeze cumpărarea acestor terenuri de către fondurile de investiții străine. Și aici o să-l rog pe domnul președinte Stănescu să ne dea mai multe detalii, pentru că e un proiect extrem de important. S-a discutat foarte mult pe baza acestui proiect și iată că ușor, ușor, cred că el va prinde conturi. Așa este, cu câteva luni în urmă eram la aceeași masă și cred că aceeași formație și spuneam domnului Baciu că îl invit peste 2-3 săptămâni de zile, ziceam eu atunci, la Comisia de Agricultură să discutăm această lege, modificarea legii 17, legea vânzării terenilor. Din păcate, domnule Baciu, această lege a stat mai mult la Senat decât mă așteptam și tocmai ieri a fost adoptată în plenul Senatului. Bineînțeles, Senatul este prima cameră sesizată, camera decizională suntem noi, Camera Deputaților, așa că într-o săptămână de zile va fi la Comisia de Agricultură și acum am certitudinea că ne vom întâlni la Comisia de Agricultură să discutăm, că am înțeles că dumneavoastră v-ați uitat pe acest proiect de lege în forma în care a trecut la Senat și aveți multe lucruri de comentat. Eu zic că e posibil, e perfectibil, vorbeam, orice lucru e perfectibil, dar cred că sunt multe lucruri bune față de vechea lege și vorbim aici de prima etapă, că sunt câteva etape în această lege. Prima etapă e vorba de drepturile de preemțiune. Cine are dreptul, preemțiunea pentru cumpărarea terenurilor, sunt coproprietarii, rudele de grad întâi, normal, vorbim aici de, că sunt în familie, poate vrea să vândă de la unul la altul, arendașii, cu condiția să aibă un an de zile arendă, nu să-l facă un contract pe loc așa să, ca să-și cumpere un teren, tinerii fermieri, pentru că chiar mă întrebau în Germania, în Parlamentul, în Bundestag, mă întrebau dacă noi dăm atenție tinerilor fermieri și de fiecare dată, la orice măsură, punem pe primul plan tinerii fermieri. Proprietarii vecini, și aici sunt câteva situații de latură mai mare, care e mai vecin decât vecinul. Nu sunt cazuri. Sunt cazuri pentru că trebuie spuse pe hârtie să nu apară dubii în rezolvarea lor. Și bineînțeles, statul prin Agenția Domeniilor Statului, acolo unde este cazul. De asemenea, o altă restricție, să zic așa, este restricția legată de domiciliu. Există pentru persoanele fizice să aibă domiciliu acolo în zonă cu 3 ani de zile, dar nu fără tinerii fermieri, s-a specificat că tinerii fermieri sunt absolviți de această condiție. Pentru societățile comerciale, persoanele juridice, să aibă sediul social situat în raza respectivă. Uitați la mine, aștept să mă contraziceți. De asemenea, să aibă activități agricole, foarte important acest lucru, să fie cei care, terenurile să nu fie luate, de spunea domnul Ghinea despre niște fonduri de investiții care au venit și au cumpărat terenul în România și la niște au făcut specule imobiliare. Specule imobiliare. Este, le spuneam în Germania, mă întrebau de ce atâta discuție, deci în spațiu public în România despre vânzarea terenului, despre terenul, și le-am explicat când au început să vândă terenuri în România, prețurile au plecat de undeva de la 100 de euro. 100-150 de euro, acum au ajuns, așa erau primele terenuri, primele prețuri la terenuri. Am acte, să zic. Și acum au ajuns terenurile la între 3.000 și 10.000. Încă sunt, e posibilitatea de speculă față de sumele care sunt vehiculate în țările vecine din Uniunea Europeană. Vorbeam de acea activitate agricolă, să fie cel care efectuează activitatea agricolă, să aibă chiar în veniturile lui din contabile, să aibă 75% venituri din activități agricole. Asta
să nu speculeze, să, eu știu, să fie o firmă de imobiliare și să pună un, eu știu, un hectar de grâu și să spună care activități agricole. De asemenea, pentru asociații, că știți bine, să mai fac asocieri din astea, eu știu, cooperative, membrii să fie tot așa din, pe teritoriul României sau dacă să aibă cel puțin 3 ani de zile, oricare membru din, din acea cooperativă să aibă cel puțin 3 ani de zile domiciliu în România. Și cam astea sunt, să zic așa, am spus eu exact o parte din, chestiunile care, își propun să, oprească specula terenilor. Eu, mie îmi place de fiecare dată să spun că noi vrem să oprim specula terenilor, nu neapărat vânzarea terenilor către străini. Revin puțin la întâlnirea din Germania. M-am întrebat dacă în România sunt fermieri străini și le-am spus că sunt în România fermieri străini de bună credință, sunt fermieri germani de bună credință care fac agricultură, în România, la fel ca și fermierii români și care aduc plus valoare pentru agricultura din România. Domnul Baciu. Oftează. De ce oftați așa? Oftez pentru că prefer să rămână legea 17 decât să iasă așa cum a ieșit de la Senat. La ce vă referiți? Când vorbim de domiciliu, a ieșit, s-a referit la OAT. Înseamnă că este neconstituțional să fiu condiționat să nu cumpăr decât în OAT. Comisia, juridică a ținut o lună de zile. Nu știu ce a făcut Comisia Juridică, Comisia Juridică de la Senat, pe care eu eram foarte supărat că o țin acolo. Supărat de ce a ieșit, cum a gândit-o. E discriminatorie. La ce mod? Păi cum, adică dânsul are drept, eu n-am dreptul. Dânsul are 39 de ani, eu am 42 luni. Deci eu n-am voie să mai cumpăr. Mă împușcă, ce face? Deci eu nu mai am voie la acces. Deci este discriminatorie. Pe urmă, dacă tot vorbim de Germania și foarte bine că ați punctat că veniți din Germania, noi când am venit cu propunerile la, minister, îmi pare rău că n-a ajuns și la Senat, deși le-am dat și acolo, dar nu le-a luat nimeni în seamă, am luat din legislația Germaniei, a Olandei și a Franței. Ca tocmai să nu se supere. Și aia din Germania vorbea undeva de să ai istoric la finanțe. Vorbeau ei de un istoric de 5 ani. Am trecut și fondurile de investiții au istoric la finanțe. Nu la finanțele românești. Adică să dovedească că este de bună credință că a mai făcut business în România și că s-a achitat de datoriile către statul român. Pentru asta e cer rezidența aia. Pe unul vorbeam de o rezidență în România și nu pe OAT. Pentru că dacă eu vreau să cumpăr terenul lui fratele meu care este în județul Neamț, eu nu pot să-l cumpăr că nu mai am dreptul de... Pentru că nu e un OAT-ul în care să locuiesc eu. I-am zis pe teritoriul României că aici protejez cumpărătorul român. Așa cum toate țările din Uniunii au găsit soluții, inclusiv bulgarii, de restricționare a accesului la cumpărarea terenului altor persoane decât cele autohtone. Nu vorbesc de dreptul de preemțiune, care îl putem schimba oricând, că ăla-i primul, că ăla-i al doilea, deși nu-i corect așa. Dar n-are importanță asta. Eu consider o aberație că cine-i pe latura mai mare, cine-i pe latura mai mică. Și dacă-i drept, unghi, ai două laturi egale, ce faci? Cui o dai? Nu poți să aibă aceeași latură. Un dreptunghi are două laturi. Bun, și? Să fie dintr-un dreptunghi. Nu mai zic că poate fi și pătrat, să ai patru vecini. Vorbesc de doi. Cui îl dai? Și că îl dai lui ăla mai tânăr, scrie acolo. Serios? Dar la tânăr n-are bani. Ce face? Ăla nu mai vinde? Pentru că ăla n-are bani? Adică, cred că ar trebui să ne gândim nu la restricții din astea care v-am zis. Sunt neconstituționale și discriminatorii. Și lăsăm legea lui Constantin, că așa au fost proastă, și o lăsăm proastă în continuare. Și să vină fiecare să facă în țara asta borș.
Pentru că toată lumea, din toată lumea asta, ce țară vreți dumneavoastră, în afară de România, unde accesul este liber. Noi am ridicat mâinile sus fără să ne someze nimeni. Noi ne-am predat fără să ne someze. De-aia vă întreabă. Și pe mine mă întreabă, să știți, tot ăștia. Și mă trag de limbă și să vezi. Chiar pe segmentul ăsta vreau să vă spun că acum două săptămâni a venit o televiziune de pe lângă München, o televiziune mare de stat, care a vrut să facă un film în zonă pe acolo, exact pe segmentul ăsta. Pe care a interesat, cum, ce, care sunt condițiile, care aia, îi prinsează dragostea de pământul românesc. Nu mai zic și alte state, că nu vreau acum să-i nominalizez pe cei care... Vreau să vă spun o chestie. Noi până una alta ar trebui să luăm niște măsuri fiscale asupra celor care de o bucată bună de timp vin, obțin bani în România și dau statului român bună ziua. Săptămâna trecută discutam cu un fermier care vreau să le iau la mine, vrea să plece de la un patron din ăsta foarte bine intenționat din vest și care avea o înțelegere că îi dă procent din nu știu cât profit îi aduce. Și zice, m-a păcălit. De ce? Păi da, ați scos profit vreo 40 de miliarde, dar vă 35 le-a trimis acasă și știți șmecheriile că nu că sunt alte organe care trebuie să ocupe de treaba asta. Așa? Și l-a lăsat pe ăla ca să nu-l plătească, că așa de bine intenționați, de a zis, bă, profitul nu atât o mai rămas. Uite, am plătit o firmă de consultanță de la mine de acasă, că acolo sunt mai băieți deștepți. Și mi-a cerut de două ori averea care o am. Deci, sunt foarte multe lucruri și noi în legea asta cu domnule președinte trebuie să ne gândim la toate aspectele, inclusiv cele fiscale. Îi bună aia cu 75, n-ar vrea să spun că suntem autori, din activitate, să-l vezi că vrea să facă agricultură. Dar nu sunt de acord cu aia că n-ai voie să-l vinzi 15 ani de zile. Adică n-am înțeles. Păi n-am înțeles. Păi dacă eu... De ce l-ai cumpărat? Poftim? De ce l-ai cumpărat? Păi am cumpărat să lucrez și mâine nu mai pot. N-am moștenitor, n-am nimic. Dar poți să-l dai în arendă, nu trebuie să-l vinzi. Păi de a murit. Păi? Eu nu trebuie să-l las un ban? Domnul ministru. Deci nu e... Hai, contraziți. Domnul Ghinea, deci vreau să spun că pentru prima dată în seara asta, nu pot fi de acord cu domnul Baciu în totalitate. Și spun de ce. Legea apărută la Senat, cred că n-a aprofundat-o foarte bine. Că ceea ce spune dumneavoastră, nu, vă rog frumos, v-am ascultat și eu punctual. Aici se referă la sediu principal sau sediu secundar. Adică dumneata trebuie să dovedești că desfășură o activitate în zona respectivă. Nu trebuie să ai sediu acolo, spune să ai sediu secundar. Dovedești că faci o activitate și poți să cumperi. Doi, istoricul acela, tocmai la fiscă, la care l-ați enunțat dumneavoastră la Germania, la 75% activitate agricolă, păi de unde l-ia? Nu l-ia de la fisc să vadă că a avut activitate agricolă, că a avut cod ca IMP activitate agricolă, tocmai de acolo. Mai departe, a face un sediu, lăsați-mă să trebuie 200 de lei, te duci la abur și schimbi. Nu v-ați uitat cu atenție pe ea și ați luat niște argumente. Punct de lucru se numește. Ideea este următoarea. Legea asta poate fi modificată, dar uitați-vă cu foarte mare atenție, vă rog frumos. Ce spune legea 17? Vânzarea către persoane fizice. Noi, prin reglementările astea și ceea ce au făcut, este de un pas înainte. Da. Păi evident, darea în plată, domnul Baciu. Știu, că veneați dumneavoastră, străinul N-am X, da? Străinul X, bă, care venea și spunea, domnule, te împrumut cu 6 milioane de euro, dumneavoastră puneați 2000 de hectare gași, sigur că în 6 luni nu putea să-i dați înapoi, după care 6 luni era proprietar. Bun, ați înțeles? Toate lucrurile astea trebuie reglementate. Evident că sunt măsuri care trebuie discutate asupra lor. Dar e un pas înainte. Dacă nu discutăm de ea, zice, de ce nu discutăm? Dacă discutăm și încercăm să facem, de ce ați făcut? Aici cred că trebuie să ne așezăm foarte serios cu argumente la masă, pentru că odată trebuie să ne înțelegem noi între noi, după care eu trebuie să o justificăm ceea ce facem la nivel de comisie, pentru că s-ar putea mâine, poi mâine, să vină infringimentul și să spună, bă, eu am cerut. Zice, fraier, cine mi-a dat? Cine? Nu cine a cerut. Cine ați înțeles? Pentru ce? Păi uitați-vă ce are Ungaria, uitați-vă ce are Ungaria, uitați-vă ce are Lituania, uitați-vă Letonia, uitați-vă la statele care au probleme. Ce le-a făcut?
Pe când a fost întrebat ministrul bulgar de agricultură de ce a făcut chestia asta și a zis că îl bagă în frigiment, scuzați-mă, știți ce a spus ministrul? Da. E lucrul ăsta interesează cel mai puțin. Bun, ok. Ideea este următoarea. Deci suntem aici ca să reglementăm o problemă. Deci nu suntem, eu nu apăr drepturile celui care cumpără din afară și nu știu ce, ce se întâmplă pe piața din România. Dăm o lege să apere cumpărătorul autohton. Haideți să ne așezăm pe ea și să venim cu argumente, pentru că este foarte important. Argumentele. Păi nu sunt argumente. Că deci eu vreau ca ăla să-mi demonstreze mie că este, de, având de experiența anilor trecuți și pușcăriile pline de evazioniști, da? Am luat această măsură să stea 5 ani în România, să aibă domiciliu, nu sediu. Cu un sediu îl faci foarte urgent cu păsurii euro. Deci dumneavoastră uitați-vă că toți acționarii sunt obligați de la compania aia, nu numai unul singur. Nu e să locuiască, păi să locuiască, să aibă business aici, nu sediu. Păi asta spune, să locuiască aici. Chiar vine, au făcut cu 100 de euro sediu, stă pe coasta de Azur și vine și face evaziune fiscală în România. Nu, nu sunteți, nu sunteți drept nu aici. Nu sunteți drept aici, nu v-ați uitat pe lege. Deci aici așa vă spune. Dau eu firmele, aici așa spune. Vă dau eu firmele. Nu știu, lăsați-le, că nu trebuie să mi le dați, că le știu. Problema este că asta încercăm să reglementăm. Vrem să le mulțim acum? Nu, domnule, nu puneți în gură ceea ce nu spun. Eu zic așa, pe legea actuală, așa cum a apărut ea, sigur că poate fi îmbunătățită, dar să spun că eu am luat în evidență acționarii, că am luat sediile, că am luat 75% să aibă activitate fiscul, că am spus, domne, să nu se mai vândă în scop speculativ către fondurile de investiții, să nu se mai dea darea în plată, pentru că acolo s-a făcut marile jonglerii acolo și nu cu 140.000 de hectare vânzute către persoane fizice. Aici trebuie să fim atenți și rugămintea mea este, nu luați doar așa, domne, am auzit ieri că s-a întâmplat. Haideți să ne așezăm pe argumente juridice pe fiecare în parte, pentru că este important ca ea, când pleacă de la Comisia de Agricultură din cameră, să plece corectă, astfel încât să ne mulțumească pe toți și să avem argumente pentru ceea ce facem mai departe. Pic. Am avut întâlniri cu fermieri, țin minte, odată am avut 5-6 fermieri la mine în birou și am început să discutăm fiecare punct în parte. N-au putut să, i-am lăsat să iau o decizie. E bun punctul sau nu e bun? 3 spuneau că e bun, 2 spuneau că nu e bun. La alt punct erau invers, deci problema este că priveau fiecare, da, o priveau pentru... Asta vă spun, fiecare, da? Nu știu dacă dumneavoastră aveți, eu știu, nu, părerea... Nu, e discuțiile care le-am avut cu ai mei, știți că eu când vin cu o propunere, nu-i propunerea la Baciu. Este propunerea Consiliului Director, unde sunt oameni care știu ce spun. Sau ce am înțeles, discuțiile vor fi foarte... Faceți o lege pentru... cumpărător autohton. Atâta. Restul nici nu vreau să spun alte cuvinte. Trebuie să facem o lege să ne protejăm resursele. Deci asta este important. Păi, pământul și, asta nu e resursă? Apa. Pa da, tocmai asta vă spunem. Dar cu argumente foarte serioase, băia. Pentru că dacă nu avem argumente serioase, va fi unde? Greu de explicat, pentru că e greu să explici unui jurist, e greu să explici unui economist. Îngrijorați au fost cei de la comisii de ceea ce se întâmplă în România cu vânzarea terenurilor. Și nu odată, inclusiv fie Hogan s-a pronunțat, comisarul european s-a pronunțat pe subiectul ăsta. Foarte bine, deci e foarte bine, care preocupări foarte bine, asta ne ajută. I-am speriat și pe ei de ce suntem în stare. Și acum de ce ne este frică sau rușine? Frică, nu vrem să deranjăm pe ce? Că apărăm patrimoniul național? Ne este rușine? Vrem să nu deranjăm pe cine? Dar vine să-mi aranjez el mobila în casă? Aici eu hotărăsc. Păi, dar nu înțelegeți că asta e, deci avem curajul să modificăm. Deci, domnul ministru, eu nu am spus că nu are acces oricare cetățean din Europa, în afară din România. Dacă îndeplinește condițiile astea, sunt condițiile la mine în țară. Știți ce spunea un olandez la o conferință destul de mare aici în București, la un hotel? A zis, la mine, în Olanda, nici nu te, dacă ești străin, nici măcar nu poți pronunța cuvântul că vreau să cumpăr. Deci ce vorbim? Deci ce vă spunea ăla, vă spun și eu. Haideți să ne așezăm pe lege, să o facem corectă, domnul Baciu. Haideți să ne corecte, cu argumente corecte, care să ne apărăm astea. Păi da, astea, da. Băi, eu vreau ca ăsta să mă convingă că este de bună credință, că el este localizat în România, că își plătește dările statul român. Unii face business, unii își ia banii. Și atunci poate să cumpere. De ce vă deranjează? Nu vă deranjează. Nu vă deranjează nimic. Pe urmă, ați înțeles, pe urmă vinde firma. Poftim? După ce cumpără teren, vinde firma la străini. N-am înțeles. Vinde firma. Societatea o vinde la străini după ce cumpără teren. Nu, că poți condiționa și chestia.
Când e vorba de patrimoniu național și de o resursă naturală, poți condiționa ca stat. Păi, dar atunci te mai protejezi ca stat. Și Dumnezeu. Eu n-am zis că nu discutăm. De ce? Deci, nu sunt de acord cu Baciu de data asta, dar de ce nu? Păi nu, nu sunt de acord cu poziția dumneavoastră, pentru că nu v-ați uitat pe lege. Este antiromânească? Nu, 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 nu puneți chestiuni de genul ăsta, nu puneți în gură, că eu n-am spus așa ceva. Nu, dar de ce nu? Dar v-am spus că nu v-ați aplicat cu atenție și că ați luat informații numai de la unul. Eu când am văzut propunerea aia la Senat. Și asta vă rog, că dumneavoastră a spus, domnule, eu n-am fost invitat acolo, asta vă rog. Haideți să ne așezăm pe ea, să discutăm astfel încât să iasă cum trebuie să iasă, așa cum dumneavoastră ziceți. Președinte a promis de mult. Eu abia aștept să... Vă aștept, dar o să chemăm mai mulți pentru că să spună fiecare punctul de vedere. Normal. Da. E foarte greu să luăm o decizie, o să fie foarte greu să... Pentru că, v-am zis, am experiența din urmă când... Luați o poziție și rămâne istoric. Lăsați sentimentele astea care alții n-au nevoie de ele. Lăsați-le, luați o decizie pentru poporul român și pentru integritatea statului român și nu vă face nimic. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani alături de producători cu soluții românești. Am revenit aici la Agricultura la Raport. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Vreau să discut și despre faptul că AFIR a încheiat peste 4500 de contracte de finanțare pentru zona montană. E o realitate. Sunt bani care merg în această direcție. Spunea și doamna premier Dencilă faptul că 1 miliard de euro pentru următorii 10 ani vor merge în... Dar nu sunt la AFIR. Sunt alți bani, dar tot către zona montană. Dacă e să discutăm și investiții despre zona ale statului român, bugetul pus la dispoziție pentru a dezvolta zona montană. Sunt 27 de județe cu incidență montană și sigur, acolo au nevoie de investiții altele decât cele pe care le știți dumneavoastră. Și aș evidenția că pe lângă APIA care ea s-a validat, și AFIR-ul este o agenție care, într-adevăr, pe zi ce trece se validează și ia cât că fac eforturi destul de importante. Ceea ce este important este faptul că pe modificarea legii muntelui au apărut acele programe de dezvoltare a investițiilor și anume programe noi, programe puse gratuit la dispoziția beneficiarilor din zonă de către Agenția Zonei Montane, pentru că altfel este destul de complicat să putem popula și vedeți dumneavoastră cât de greu este astăzi să duci tinerii într-o zonă în care mai ai orașele în apropiere. Dar în zona montană, unde odată plecat, sigur va fi extrem sau poate niciodată nu poți să-l mai aduci înapoi pe acel tânăr. Și ca atare, și zona montană are nevoie de investiții, așa cum și celelalte zone ale României au nevoie. Domnilor, nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Vreau să trageți fiecare dintre dumneavoastră câte o concluzie în urma celor discutate aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport și o să încep cu domnul președinte Alexandru Stănescu. În primul rând, eu sper că bugetul politice pe agricultură al Uniunii Europene nu va fi modificat, va fi cel puțin la nivelul actualului mecanism financiar, iar politica agricolă comună va fi cel puțin, sau să zic așa, 90% din ceea ce ne dorim noi. Sunt convins de chestiunea asta. Vreau să vă spun că am câteva deplasări și în Olanda și în Croația, am invitații pentru că toată lumea e interesată de poziția noastră. Poziția României e foarte importantă acum pentru, ținând cont de faptul că de la 1 ianuarie 2019 vom deține președinția Consiliului Uniunii și vom fi exact în miezul deciziilor. Vom deține această președinție. De aceea, v-am zis, suntem invitați mereu la întâlniri legate de politica agricolă comună. Domnul Botanaiu? Domnul Ghinea, eu îmi doresc ca fermierii sau românii care lucrează în agricultură să fie din ce în ce mai mulți proprietari de teren agricol, să poată să facă activități agricole, să putem să echilibrăm balanța comercială, să putem să avem mai mulți bani și să contăm în competiția internațională. Pentru că eu cred că avem potențialul astăzi, atât intelectual, atât din punct de vedere al resurselor, să putem să facem acest lucru. Deci, să fiu bineînțeles, sunt apărătorul și cât voi muri, sunt apărătorul ca românul să aibă resursele în proprietatea lui, pentru că
este drept, știe ce are de făcut cu el, știe cum trebuie să procedeze, știe ce trebuie să producă, știe cum trebuie să se gospodărească și, de ce nu, sigur, deschis pentru investiții în limita a ceea ce înseamnă această piață comună. Domnul președinte Baciu. Așa cum vă spuneam înainte, chiar dacă o să-mi atrag multe antipatie, vreau ca legea văzării terenurilor să, dacă va ieși, să iasă în favoarea cumpărătorilor autohtoni. Să nu fiu, că mai fost catalogat în fel și chip, las că e bine așa, cumpărătorul român să aibă parte de ceea ce aparține statului român. Și după aia mai vedem. Bun. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici, la Agro TV, la Agricultura la Raport. Le mulțumesc și telespectatorilor mei. Le dau întâlnire mâine seară. Până atunci, seară bună, numai bine. Rămâneți alături de Agro TV.